Mamă, deja mi-e... Am urcat scările multe, foarte multe, nu știu, până... Cred că în total avea vreo 7 etaje. Vai de capul meu, ăla. Când am ajuns sus să mă cableze cu echipament, așa, m-am uitat, m-am gândit mai bine. Eu nu vreau să mă bag în asta. Nu vreau să fac proba asta, e riscantă, rău. Jur. Hola, senior. Vrei să facem schimb? Pui! Câinele mătite, mamă, dacă îi dau un voleu, îl arunc. Și dacă nu facem proba asta, ce se întâmplă? Cum dracu facem noi asta? Ia uite cum faci. Mă, eu nu mă bag, să-mi bag dacă mă bag aici. Calmează-te. 20 de minute, pe urmă s-a făcut frumos, s-a toate. No, e peligroso. Bă, dar ce probe s***. Eu în tot timpul ăsta... A stat ascuns. Lasă-l? A spus lasă-l? Am stat ascuns, dar într-un final am intrat în arenă. Ma. Tranquilo, tranquilo. No. Ce dracu, coi! Și venea Taur. Și era... Mai zis, bă, cred că e ok, ușor, dar eram doi. Și pe ala tras, nu știu cum, spre mine, spre spate, cumva. No! Se spartă! No! Ce-a fost asta? Bă-mi bag p***nea de probă! Nu mai fac nicio probă, îmi bag p***! Bă, ești bine? Nu mai fac nicio probă, îmi bag p***! Din toți oamenii din țara asta nu l-a găsit decât pe X-Croc-ul ăsta. Nu mai fac nicio probă, stop, gata. La revedere. Să știi că te bat. Nu mai fac nicio probă. Competiția asta nu este pentru toată lumea. Ei nu au structura aceea de echipă. Ei, deși se iubesc, nu funcționează prin a se susține unul pe celălalt. Cleopatra l-am văzut. Am văzut că de dimineață l-a tot încurajat, de fapt, pe Eduard. Nu, Cleopatra din trebuie să fie din ambele părți. Lucrurile nu merg așa.